Astăzi Karma lovește pe Darusel. O să intre la închisoare. Oare de ce? Nu vă spun prea multe, vă las să vedeți. Mamă, ce nervi am, deci am mari nervi pe Darusel, pe copilul ăla prost, deci chiar nu-l mai suport. Uitați ce s-a întâmplat aici ieri. Dar da, eu am declanșat toată chestia, eu am făcut toată treaba asta, dar n-a fost vina mea. Pentru că ce s-a gândit Darusel? Să mă închidă într-un mare cub, într-un mare loc în care nu mai putem să mai ies absolut ca o închisoare pe bune. Și astăzi, să vedeți ce să fac eu. A încercat să mă țină ca la închisoare, dar să vedeți că eu, deci Darusel astăzi, o să intre 100% la închisoare, deci merită treaba asta că nu se mai poate, adică pe bune. O să vedeți ce să-i fac eu astăzi, deci asta m-a închis, da, eu am făcut pagubă, asta dar tot din vina lui, deci toate chestiile, toate s-au întâmplat din vina lui, pentru că el a pus TNT-urile la practic, în fine, nu mai contează. Trebuie să mă calmez, că de ce nu mai supăr pe ăsta și, deci ce-a fost ieri, frate, deci n-am mai experimentat niciodată așa ceva și chiar a fost super nașpa, chiar super nașpa. Acum, ce vreau eu să-i fac lui Darusel, bine, m-am gândit să mă costumez, am vorbit cu oamenii de la poliție ca să-mi dea mie zona asta, zona lor astăzi și eu astăzi pe Darusel o să-l bag la pușcărie, pe bune. O să mă transform într-un mare polițistă și o să-l chem la secție. Nu vreau să spun mai, nu să vă mai spun prea multe detalii, că deja mai acapă și nu mai suport, trebuie să mă calmez. Ne vedem direct de la secție, că nu se mai poate. Acum să-mi intru în rol. Vedeți că mi-am schimbat și vocea. Am o voce foarte serioasă. Hai să sunăm pe nemernicul ăsta, că nu se mai poate. Alo, bună ziua, mă auziți? Alo, da, ce vrei, ce vrei? Bună ziua, de la departamentul... Ce? Lăsați-mă să vorbesc ca să... Să interfereze totul, gata. Bună ziua, de la departamentul de poliție din Grand City. Sunt ofițer șef Daniela. Și astăzi... Bun, Daniela, da! Ce vrei? Nu mai vorbiți așa, lăsați-mă să vă vorbesc pentru că avem foarte multe apeluri și astăzi este o zi foarte tensionantă, suntem în cadrul poliției și vă rog să păstrați calmul, altfel o să fiți nevoiți. Deci uite, atenți, am auzit, trebuie să vorbesc ceva cu dumneavoastră, sunteți domnul Darusel, nu-i așa? Stai, Darusel, da, de ce? Ok, bun, ei bine, vreau să vorbesc... Nu, Darusel 2012, corect, bravo, asta. Da. Bun, acum vreau să veniți, știți unde este secția, nu? Secția orașului. Da, de ce? Vreau să veniți aici pentru că avem ceva de discutat și trebuie neapărat să veniți. Haideți mai repede pentru că acum este o oră în care nu prea e nimeni, nu avem foarte multe apeluri și să nu se întâmple vreo problemă așa, să nu fie foarte multe, să fie totul să discutăm cât mai bine, bine? Veniți să vă prezentați la secție. Alo? Alo? Mă auziți? Vorbesc cu mine? Ce doamne, iartă, doamne, s-a închis apelul, bă, cât de, doamne, țască, trebuie să-l sun din nou acum. Alo, auziți? Acum vin, mamă, bă, ce-mi vează prost asta. Cum ai vorbit? Alo? Ce? Stai! Ok, bă, deci, bă, ok, vine el aici, să vede ce o să-i se întâmple astăzi, pentru că el nu știa, deci ați văzut ce mi-a făcut el ieri, dacă l-ați văzut, trebuie să vede. Ok, hai că trebuie să ne luăm vocea. Da, bună ziua, am înțeles. Păi unde s-a dus? Unde ești? Bun, da. Haideți că o să vorbim puțin mai încolo. Am înțeles, la revedere. Ești băiatul cu care am vorbit mai devreme la telefon, da? Darusel? Da, da. Bun, haideți că s-a dat dumneavoastră aici. Nu, veniți. Da, dar sunt 2012, așa, n-avem timp de glumit și de pierdut timpul, urcați cu mine, haideți să geamă, trebuie să vorbim ceva, haideți la mine în birou, deci m-am prezentat mai devreme la dumneavoastră, unde v-ați dus, Darusel, vino aici că trebuie să discutăm ceva foarte, vino, hai sus, hai că n-avem timp de pierdut, nu e timp de glumit, veniți, intrați aici la mine în birou, luați, de fapt, cine nu, ce v-am chemat aici? Nu e timp de glumit, treceți aici în față. Ok, okay. Bun, pot să termin, să nu mai faci așa, ca ne simți tu, că poate da, să... Că am gat un burger cu fasole! Poate apuc câteva consecințe, vezi ce am în mână? Știi ce sunt astea? Ia să văd ea! Știi ce sunt astea? Stai jos, acum! Păi băiatule, fii atent! Deci, m-am prezentat mai devreme la telefon, sunt ofițer șef Daniela, încântat la cunoștință, tu ești Darusel 2012, corect, da? Da! Darusel 2012!
vorbește ca lumea, nu-ți mai bate joc, trebuie să vorbim civilizat, să ne comportăm frumos, să treacă. Mă, ce nene vorbești, mă, tu acolo? Bă, copile, fiți ar copil... Bă, copile, trebuie să purtăm amândoi un limbaj cât mai civilizat, să ne păstrăm calmul, în primul rând, să discutăm normal, ca tu vrei să stai aici la poliție cât mai mult sau vrei să treci liniștit acasă cât mai devreme sau ce vrei să faci? Vrei să termin discuția cât mai devreme? Eu vreau să plec acasă, hai, pa! Păi hai, stai, prostule, îți spun, deși iată, ia, stai prost, dacă nu te împuși, ok, vezi că știu cât mai mult, bă, ridică-te, nu faci pe prostul că, să știi că ești prost, dar urcă sus, hai, vină, dacă nu, nu te faci, nu faci să chem pe maică ta, aici că o să iasă urât, dacă chem pe maică ta și o să... Da, nu pe maică ta, atunci ce bă tatăl tău, în fine, bun. Deci, să mă prezint, v-a spus, nu mai contează, stai să trecem direct la subiect. Am primit un apel și nu doar că am primit un apel de la... am primit un apel de la locatarii din... Bă, poți să-ți fii, bă copile, tu chiar vrei să intri la pușcărie. De la vârsta asta tu vrei să intri la pușcărie. Cât erai tu? Stai, unu... Nu, cât erai tu, am zis, în momentul de față să-mi spui, hai! Nu știu! Ce s-a ochi câinii de afară, mă! Stai că trebuie să închid toate astea pe aici, doamne, că deja mă enervez! Copile, bă, copile, în momentul de față te uiți la mine, nu te mai uita pe geam, bun! Stop! Tu chiar vrei să intri la pușcărie! Deci nu mai zici nimic și intri din la pușcărie, da? Că deja nu te mai suport! Hai! 1, 2, 3! Bă, copile, termină, bun, hai să vorbim, hai să discutăm normal. Poți să te comporți civilizat, am zis. Hai că trece timpul, nu mai ce nenea, sunt femeie, ți-am zis. Sau dacă vrei, poți să apuci și alte metode cu tine. Vrei să chem și colegii mei aici să fiu mai rău? Ok, deci hai să ne înțelegem frumos, pentru că colegii mei sunt mult mai răi decât mine, da? Vrei să ai de-a face cu ei? Da sau nu? Nu! Așa că, în momentul de față, vreau să te comporți cât mai frumos, gata! Nu mai plânge, îți dau și bomboare dacă e nevoie, gata, nu, acum fii cu minte, dacă ești cu minte o să-ți dau, bine? Hai să terminăm odată, că deja stăm de foarte mult timp, o să treacă timpul și n-avem timp de toate lucrurile să le facem astăzi, am zis. Copile, hai! Bun, gata, nu-ți mai bate joc, ți-am zis, dacă vrei bombaie, okay. dacă nu, o să o păsești, bine? Ok. Gata, nu vreau să mai au comentarii, doar în momentul în care îți dau voie să vorbești, atunci să vorbești, bine? Că deja nu se mai poate, vorbești doar în momentul în care zic eu, acum nu mai vorbești, gata, stop, niciun ochi, okay. Nici nimic. Bun, deci, fii atent, băiatule Darusel, am primit un apel din partea oamenilor care stau în pădure. Sunt niște oameni care au niște case pe acolo, în zona aceea, și ne-am uitat și pe camere și am observat că este adevărat. Tu ai ținut captiv, ai sequestrat o biată fetiță. Asta ai făcut-o. Este adevărat, da sau nu? Vreau să aud de la tine asta. Ok, nu! Nu este adevărat? Nu este adevărat! Cine ce? Pentru că eu nu sunt doar o sel de mâini de șpie, sunt doar o sel de mâini de șpie. Nici măcar, tu vezi că nu știi ce să minți, tu chiar vrei să-ți arăi pe camere? Hai să-ți arăi pe camere! Hai! Uite-te aici, rămâi aici, cam aici pe telefon totul, rămâi aici, ți-am zis, nu plecați, ți-am zis să nu mă întrerupi, când ți-am dus dau eu voie să vorbești, atunci vorbești, bine? Hai fii atent, uite-te aici pe camere! Ia, dacă tu nu faci ce vreau eu, pentru timp de 24 de ore, eu să dau fug la TNT-ul ăsta! Bun, ai văzut ce s-a aflat pe cameră? Da! Bun. Da! Ok, cine era ăla? Nu erai tu ăla? Vreau să-mi spui. Dar cine era? Cine avea bale pe la gulă? Cine era la fel ca tine? Cine arăta exact la fel ca tine? Nu știu, dar nu eu! Bă, de să stai jos de pe cap, ți-am zis, dacă... Ok, bun. Nu cred că mai am nevoie de prea multe discuții. Hai, că tu ridică-te. Eu spun că tu și ele, gata, ridică-te. Gata, că tu și ele... Gata, stop! Stop! Am zis stop! Că tu și ele, gata, hai! Gata, ți le-am pus, așa. Hai, ușor. Nu. Dacă cazi, o să fie și mai rău pentru tine. Stai pe loc, că o să-ți rupi mâinile. Hai. Ți se rup mâinile. Vino hai, pe mine. Hai că tu... Copine, nu se rușine așa și de față cu mine, mă. Mă, stai pe loc. Bă, stai, am zis ceva, nu mai faci așa, gata, hai odată, că trece timpul și vreau, am și o familie, gata, hai ușor, hai, păi da, și tu îți bagi joc de altă familie, hai, vino, hai odată, că nu te mai supăr, copile, gata, bun, stop, stai, ho, ai răbdare, bun, intră înăuntru, stai să-ți dau jos cătușele, intră înăuntru, am zis, intră înăuntru, stai, gata, hai să-mi dau jos cătușele, bun, gata, acum, bă,
ceea ce vreau să spun e că ai intrat la închisoare, ai fost un băiat vai de capul tău și îți meri soarta, o să pățești, nu, dă alea jos, hai, dă-mi-le încoace, dă-le încoace, dă alea jos, am zis, nu, dă toate lucrurile, predă toate lucrurile, tot ce ai și ăla, tot ce ai și mai dă că aveai și o mască, sau hai, stai cu măștile astea, măcar așa arăși tu mai frumos, în fine, bă. Au cap, eu sunt arsel, la 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 la, bă, dar eu unde dorm? Bă, dar ce închisoare sunt din am, bă, dar nimica, am dat repar gărâmă și-a tăiat, alo, alo, păstrează. Păstrează liniștea, păstrează calmă, că nu ești aici la maică de acasă să ții, da? Deci tu ai spus faptul că ne faci reclamație că n-ai pat și astea. Ei bine, ok, da. Am înțeles. Aici în chestul ăsta, eu am multe chestii, am un pat, practic, o saltea, pentru că tu aici nu poți să stai regiște ca la mătă acasă, ca să ne înțelegem clar, că deja nu se mai poate. Uite, asta okay, deci, tu vrei să ai o sentință mult mai mare, să înțeleg, nu? Da! Mă, cum adică? Deci tu vrei să stai la pușcărie sau nu? Că nu înțeleg. Nu, dar vreau! Ce? Mă, bă, nu-ți mai bate joc. Ok, hai, fii atent. Ok, aici nu o să zic, pentru mai mult trebuie să te lupți pentru 4 chestii, da? Nu o să ți le zic momentan. O să le vezi. Prima oară de pat, că te-ai plus de pat, bine. Ieși afară, ca să-ți arăt. Și ai niște probleme în folosul comunității, să fac. Mă, ce e aici? Ok, bine că mi-ai arătat. Ok, hai, vino, ai niște probleme în folos... Ce fraiere ești! Bă, băiatule, stai puțin să vorbim, vino aici. Ai face bine să deschizi, pentru că sus... Știi ce, nici nu vreau să spun, pentru că o să te traumatizeze. Dacă nu deschizi și pleci sus, o să te traumatizeze, așa că ai face bine, ți-am zis. Hai! Deschide. Nu, stai jos, am zis, nu, stai puțin, stai pe loc, dacă nu, gărzile, toate gărzile, nu, ok, hai să nu, hai să, gata, stai, hai să spun cătușele, bun, gata, hai, gata, hai, fii atent, vin acum, bă, vino, ok, am ajuns, fii atent, pentru prima probă trebuie să faci o muncă în folosul comunității, asta trebuie să faci tu astăzi, doar munci în folosul comunității, o să te duc aici la fermă, pentru că am auzit că omul acesta de lângă noi are mare nevoie de ajutor. Acum ce faci, varu? Ok, bună ziua, doamne. Aha, Darusel! N-am mai dat niciun semn de viață. Ferma merge din ce în ce mai prost. Mă chinu de unul singur. De ce nu mi-ai spus? Măcar că nu ai vrut să faci treaba la fermă. Că am fost răcib, uite. Deci, dumneavoastră, să înțeleg că vă cunoașteți cu băiatul. Ok, am înțeles. Tu ai lucrat aici și, practic, să înțeleg că ai fugit de la locul de muncă și nu ai dat niciun semn. Tu chiar faci prea multe infracțiuni, nu crezi? Nu, să trăiți! Tu chiar vrei să intri la pușcărie, pe bune, să stai o viață întreagă acolo? Păi și atunci, hai, veniți după mine, fiți atenți, aveți aici toate resursele necesare pentru a vă duce, practic, vă duceți și faceți treabă, după ce terminați treaba pe ziua aceasta, trebuie să o împleți, fiți atenți, aveți aici... Nu, vedeți, așa, bun, vedeți că aveți foarte multe chestii, bă, băiatule, bă, că continuă nu se poate vorbi cu, vedeți, bă, băiatule, fii atent. Așa, trebuie să faci ce, fii atent, vino să vorbim, că deja se face noapte și nu e bine, să duce toată ziua, ai foarte multe lucruri de făcut, să zic. Fii atent, uite-te, ascultă-mă, fii atent, uite-te că aici să tot sparg lucrurile astea, dacă s-ar zice așa. Astea părțile astea, nu mai lua, astea de sunt crescute, lasă-le momentan. Tu trebuie să pui toată partea asta, omul a zis că are nevoie de toate părțile astea cu crescutele cu legel. Tu trebuie să pui peste tot, hai că te ajut și eu aici, să faci tu treaba mai repede, că mie mi-l așa de zile că ești un copil și nu prea ai nimic în capul ăla și de-aia trebuie să te înveți toată lumea. Tu fă părțile astea în care nu se află nimic, trebuie să le rezolvi pe toate și după aceea o să mergem la următoarele două cerințe, practic, ca să îndeplinești tot, să ai nevoie de toate chestiile în închisoare, da? Și după aceea trebuie să îi spășești o închisoare de 3 zile aproximativ, nu o să primești prea mult pentru că ești un băiat cu care, practic, am înțeles că tu ai probleme și trebuie să ne comportăm... Să înțelegem că vom trece la 5 zile, nu la 3 zile de închisoare, ok? Bine. Acum am ajuns în acest parc, a doua muncă în folosul comunității, practic, și o să ai de îndeplinit două chestii aici. Fii atent. Este foarte... Vino, băiatule. Bă, ți-am zis, ce faci tu? Termin odată, că dacă nu, o să primești cât mai multă pedeapsă. Ca idee, lasă toate lucrurile astea înapoi. Pe bune, las. Unde e tu de aici? Asta nu era fiant deloc. Pe mine o cheamă Darusel și a zis, ești o frumoasă. Ce copil prost.
Doamne, fii atent, uite-te, după cum se poate vedea, aici sunt foarte multe mizerii. Tu aici, practic, trebuie să cureți toate mizerile de unde ai făcut noroșii. Vrei să mergi în direct la secție, să rămâi acolo pe jos, să nu dorm pe absolut nimic, să nu ai nimic în camera aia? Chiar asta vrei? Bă, băiatule, vezi că deja mă enervezi și cred că o să primești o pedapsă pe viață. Deja nu te mai suport. Hai, și atent, aici a descos toate astea. Așa, bravo. Bine că ai luat aia, așa. Bă, scoate toată asta, hai că te ajute. Scoate toată asta odată și trebuie să mergem la selecție dacă vrei să primești toate lucrurile. Dacă nu, o să dorm pe acolo pe jos și nu o să primești absolut nimic. Nu e nimic de râs, ca să știi, pentru că tu acum ești la pușcărie. Tu ești la pușcărie pentru 5 zile. 5 zile o să stai la pușcărie. Mamă, 5 zile, pe 3 zile, da, dar 5 zile dacă mai faci pe nesuferit tu, că deja nu te mai suport, ok? Gata, mama! Gata, bun, ok, ce gata, uite-te cât mai ai pe aici, hai, ia tot aici și hai să mergem odată la, că nu te mai suport, am și o familia mea și am termin jobul, am terminat cele 8 ore de muncă de mult, hai odată! Așa, familia mea! Felicitări, ai făcut totul, lasă asta, că dacă nu s-ar putea să se strici, să rămâi acolo pe viață când o să intri, pentru că s-a mai întâmplat să se strici și a durat. Nu, trebuia să-ți prezint în primul rând. Ce ai acolo? Spune că trebuia să-ți prezint eu. Avem aici. Nu le pui aici. Du-te înăuntru. Nu, ți le pun eu. Hai, dă-le încoace. Dă-le încoace, că deci, dă-le încoace, am zis, dă tot încoace, că deja nu te mai suport. Deci cu tine nu se bate. Bun, hai, nu. Și ceva? Le-ai tu înapoi, ia-le înapoi, pune-ți-le acolo, ți le faci tu frumos cum îți dorești. Și atât, după aceea o să vină cineva în vizită, pentru că cineva are să vorbească cu tine, ok? Cine? Intră înăuntru, nu mai pune întrebări și gata. Acum ești la pușcărie, timp de 3 zile trebuie să stai la pușcărie. Ok, ți le așez acum ai vrut. Bă, ce fă? Bă, aia nu se așează, mă, acolo, dă-te jos de acolo. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.